Ne-am întors, dragii mei, în direct, continuăm știrile. Mihai Morar trăiește senzații tari. În timp ce unii au ales să se distreze în weekend în destinații exotice sau la malul mării, prezentatorul și-a petrecut sfârșitul de săptămână în munți. A stat două zile fără semnal la telefon. A dormit o noapte în refugiu și cel mai tare a urcat pe vârful Negoiu la 2535 de metri. Dar las pe el să ne povestească mai multe. Mihai, bună ziua! Bună ziua! Bine v-am găsit! Nu tot într-o destinație exotică am fost și eu, pentru că... Poate fi considerată și așa, da. Munții României, deși sunt ai noștri și sunt foarte aproape de noi, sunt destinații mult mai exotice pentru români față de destinații exotice precum Tenerife, Bora Bora, Dubai și așa mai departe. În sensul că am citit un studiu, doar 1% dintre români urcă pe munți. Dar ce ai făcut mai exact, Mihai? Povestește-ne. Am citit pe pagina ta de Facebook și pe cea de Instagram că n-ai avut semnal la telefon, că ai dormit o noapte în refugiu. Povestește-ne pas cu pas. Cum a fost? Păi, am plecat sâmbătă dimineața din București. A fost cel mai ieftin weekend. Dacă stăteam în București, cred că acasă cheltuia mai mulți bani fără să ies din casă decât un weekend la munte. În afară de benzină, cred că am mai cheltuit 10 lei tot weekendul ăsta. Mi-am luat o cafea la dus și o înghețată din curtea de Argeș la întoarcere. Am lăsat mașina în parcarea de la Pâlea, am urcat Transfăgărășanul până la Pâlea, am luat rucsacul vreo 20 de kg cu tot, cu cort, sac de dormit, mâncare pentru două zile, haine de schimb, pelerină de ploaie, mă rog, kitul pentru munte, și am luat munții în piept, ca să zic așa, și ne-am așezat, n-am mai montat cortul, m-am așezat undeva la 2100 de metri. E unul dintre cele mai frumoase locuri din țara asta, se numește Lacul Călțun, care, apropo de destinații exotice, are o apă cristalină. Îl vedem și noi chiar acum. Lacului, exact ca Mediterana, doar că nu e sărată. Bei apă direct din lac, precum Căprioara. Da, sincer, nu a fost periculos? Urcarea pe Negoiu, pentru că am greșit la un moment dat drumul, ultima porțiune, am luat-o pe, se numește Strunga Dracului, o porțiune care a fost închisă, e o urcare de vreo 250 de metri la 70%, 80% pantă, practic urci printr-o fisură a peretelui, și asta a fost închisă pentru turiști ca traseu acum vreo câțiva ani, după ce a căzut o stâncă, da? O stâncă de mărimea unui autobuz, există riscul să cadă și alte stâncă. Aia a fost cea mai, mă rog, periculoasă, că nu s-a mai întâmplat nimic de acum câțiva ani, dar nerecomandată turiștilor. Nu interzisă, nerecomandată. Nu e recomandată. Cred că îți trebuie ceva condiție fizică să poți să urci la o asemenea altitudine. Da, chiar... Am întâlnit o grămadă de oameni care urcau pe munte din inconștiență, nu știu, echipați. Am văzut fete în patrile, am văzut băieți în pantofi de ăștia sport cu care mergi la fotbal. Nu, muntele e, adică are legile lui. Nu te supui după legile umane acolo, ci după legile naturii. Pe care ar asta trebui e motivul să pentru care o grămadă se pierde în munți și o grămadă dispar și accidente și așa mai departe. Mihai, de unde a pornit această pasiunea ta și de când ai început să faci astfel de excursii? N-am mai avut timp să le fac în ultima vreme, dar eu când eram mic mergeam în fiecare weekend, fiind de la munte, din Baia Mare, mergeam în fiecare weekend cu părinții. Noi le ziceam în excursii. Am dormit cu cortul, nu știu, de la vârste mici. M-am întâlnit și cu ursul la cort când eram mic. Și planuri de viitor? Vrei să cucerești toți munții din țară, vreau toate vârfurile posibile și apoi te muți în străinătate? Vreau să mă angajez la salvamont. Cu excursiile. Ăsta este planul de viitor. Să mă fac salvamontist. Noi îți urăm mult succes atunci. Mihai, mulțumim tare mult că ai intrat în direct cu noi. Zi fain. Mergem mai departe.